Salutare! Astăzi vreau să vă arăt un experiment simplu care vă va demonstra că Arctic Sea este atât de benefic în problemele cu colesterolul. Avem aici două pahare. Tai fiecare capsulă gelatinoasă, scurg conținutul. Ca și concentrație este la fel. Poate că cel din magazin este puțin mai mult, capsula fiind mai mare. Cele două pahare reprezintă corpul nostru. Reacțiile chimice în organism se petrec în prezența unei temperaturi. Astfel, am pregătit apă încălzită la aproximativ 40 de grade. Turnăm peste omega-3 în fiecare pahar. Ceea ce vedeți aici, la fel se întâmplă și în organismul nostru. Se spune că polistirenul are doar o moleculă în plus față de colesterol. Putem observa cum omega-3 de la Forever deja începe să dizolve bucata de polistiren. Arctic Sea este combinație de omega-3 și omega-9 din ulei de pește, calamar, somon și cod, dar și ulei vegetal de măsline, ceea ce îl face să fie special. Dacă și voi vă confruntați cu un colesterol mărit, vă îndemn să apelați la o astfel de variantă de la Forever, care, să nu uitați, este natural și are certificare că nu există metale grele în el. Fiecare lot de Arctic Sea trece prin 46 de teste cantitative și calitative pentru a-i asigura puritatea, eficacitatea și siguranța pentru consum. Însă, el nu este destinat doar celor cu probleme. Este chiar indicat ca supliment pentru o mai bună concentrare. Îi se mai spune și vitamina copiilor deștepți, deoarece contribuie la buna dezvoltare a creierului și la buna circulație a sângelui, la o memorie mai bună. Este indicat chiar și în durerile de cap. Eu personal l-am testat chiar atunci când mă durea capul. Și nu în ultimul rând, trebuie să fie nelipsit în sarcină și alăptare. Este foarte important pentru bebeluși. Un studiu arată că mămicile care au luat în timpul sarcinii omega 3 au avut micuții cu un IQ mai mare decât ceilalți ai căror mămici nu și-au suplimentat alimentația cu omega. Și tot studiile arată că cei care nu primesc suficienți acizi grași, și hai să recunoaștem ce copii mănâncă zilnic pește, ei pot suferi de tulburări nervoase și de vedere. Simptomele deficitului de acizi grași omega-3 includ oboseală, stare de slăbiciune, piele uscată, probleme cardiace, modificări ale dispoziției, depresie și circulație sanguină deficitară. Așadar, acizii grași esențiali sunt vitali pentru sănătatea organismului, în special a creierului, inimii și a vaselor de sânge. Organismul uman nu îi poate produce, de aceea este important să-i aducem în dieta noastră zilnică prin alimentație. Acest supliment este de folos și pentru articulații, pentru că omega-3 are rol antiinflamator. Dacă ne întoarcem în timp cu 2000 de ani și încercăm să identificăm proporția dintre omega-3 și omega-6 în obiceiurile alimentare ale oamenilor, observăm că valoarea optimă a fost înregistrată în secolul al XIII-lea. Din acel moment, oamenii au început să consume cantități tot mai mari de omega-6, adică uleiul de floarea soarelui care are rol proinflamator. În detrimentul omega-3, proporția jucând în prezent între 1 la 5 până la 1 la 30. De fapt, în lume se consumă astăzi peste 100 de milioane de tone de omega-6 anual, o cifră extrem de mare ținând cont de faptul că studiile și cercetările indică că excesul de omega-6 în defavoarea omega-3 poate fi asociat cu multe provocări în ceea ce privește sănătatea. Pentru a reechilibra balanța dintre omega 3 și omega 6, ar fi să creștem consumul de omega 3. Știm că majoritatea plantelor și legumelor oferă cantități minuscule de omega 3. De exemplu, dacă consumi 100 de miligrame de acizi grași din surse vegetale, organismul nostru convertește acidul linolenic în numai 5 miligrame. Deci ar trebui să consum 6 litri dintr-unul dintre cele mai comune uleiuri folosite la gătit pentru a beneficia de aceeași cantitate de omega-3 cât conține doza zilnică de Arctic O modalitate mai bună de a-i furniza corpului omega-3 este să consumi mult pește. Se cunoaște faptul că acizii grași esențial polinesaturați cu lanț lung sunt extrem de sensibili la acțiunea aluminii și a oxigenului și de aceea trebuie foarte bine protejați de acțiunea oxidativă. De aceea, artixi conține în plus o formă a vitaminei E numită de alfa-tocoferol, dar și ulei de lămâie și lămâie verde, care pe lângă aroma plăcută de citrice au și proprietăți antioxidante. Deci, atenție la produsele similare care nu sunt protejate împotriva oxidării, deoarece acestea pot deveni chiar periculoase pentru sănătate. În concluzie, cea mai bună modalitate de a ne asigura aportul optim de omega-3 este, pe lângă o dietă cât mai sănătoasă și echilibrată posibil, să consumăm suplimente precum Arctic Sea. Doza zilnică recomandată este de 6 capsule, ceea ce oferă corpului 1500 de mg de aciși, grași, omega-3 și nu este necesară convertirea lor. Se absoarbe imediat integral. Sper că aceste informații să vă fie de folos.